am simțit și ceva plăcut, na. S-a terminat, na. Cel mai misterios cuplu monden format din Mateo și focoasa asistentă rea, dar bună, Rodica Miron, s-a destrămat. Prea mult spus o iubire sau prea devreme spus că a fost o iubire între noi, pentru că nu cred că am apucat să ne cunoaștem, mai mult nu cred că ea a apucat să mă cunoască. Ce a fost între noi s-a terminat, că bănuiesc că nu s-a consumat. Că, îți repet, bănuiesc că nu a fost chimia aia care trebuie. De aceea n-am niciun regret, am rămas cu amintirile alea frumoase și eu și ea. Apreciez faptul că a spus că am știut să o cuceresc, dar că nu știu să o țin, că n-am știut să o țin aproape. Na, erau două, trei intersecții diferență între noi, între locul unde locuiesc eu și locul unde locuiește ea, sunt două, trei. Așa că mi-era greu să o țin aproape, cum? Atâta drum. Cât despre aparițiile Rodicăi Miron cu fostul soț al Antoniei? Nu-mi pare rău că, stai cum era, că am ieșit din competiție când a apărut un concurent și nici ei nu cred că-i pare rău. Asta a fost declarația ei cu... Am auzit undeva că eu sunt genul de om care mă retrag din competiție în momentul în care apare un concurent. Nu mi se pare niciun fel. Chiar nu. Dacă ar fi să înfiri pe ceva serios între ei, m-aș bucura foarte tare. Și dacă relația cu Mateo e clar că s-a terminat, oare ce se va întâmpla acum între Rodica și fostul soț al Antoniei? După ce weekendul trecut paparații spynews.ro i-au surprins în ipostaze tandre în club pe Rodica Miron și pe Vincenzo Castellano, zilele trecute cei doi au preferat să păstreze distanța atunci când au dat din nou nas în nas. Dar nu vă faceți griji, pentru că Rodica și Vincenzo au găsit alte căi de comunicare. Ne-am salutat prin mesaj. Salutei și pupa. Nu am avut timp pentru că am fost prinsă, am fost în juriu și... Înainte ai fost la el la masă și nu v-ați... Ne-am salutat prin mesaje. Ce ți-a zis? Bună, ce faci? Înconjurat de prieteni, fostul soț al Antoniei părea puțin agitat. La un moment dat, o domnișoară blondă, îmbrăcată cu o rochie neagră cu spatele gol, a apărut la masa lui Vincenzo. Cei doi au stat de vorbă mai bine de 30 de minute, timp în care și-au zâmbit. Iar la un moment dat, chiar păreau că s-au sărutat. În colțul opus, Rodica stătea cu minte cu fetele. Dar oare gândul era tot la Vincenzo? Nu zic nu niciodată. Pe viitor nu ai de unde să știi ce îți rezervă viitor. Este un bărbat foarte, foarte simpatic, rafinat, inteligent, manierat, maniere alese, tot ce vrei să ai. Avem o relație de prietenie, se limitează la o relație de prietenie totul. Oare stă cineva în calea fericirii lor? Faptul că Antonia urma să cântă în același club unde erau ei, i-a împiedicat să se apropie? Care o fi adevărul, doar ei știu. Cert este că nici Antonia nu stă degeaba. După ce a cântat, artista a plecat de mână cu un bărbat din club. Și nu, nu era nici Vincenzo, nici Alex Velea. Bună, Antonia! Salut! Ce faci? Bine! Cum a fost în seara? Foarte frumos! Ce ai fost? Pentru că acum mi se pare că toată lumea se reagă mai de scandaluri și nu sunt o persoană de scandaluri. Vreau să fiu... puțin așa, cu pacea. Dar telenovela nu pare că se va termina prea curând. Dacă am aflat că domnul care o ținea de mână pe Antonia era doar tour managerul ei, lucrurile nu par atât de clare atunci când vine vorba despre relația ei cu Alex. Săptămâna trecută, artistul a fost surprins în compania Anei, fosta soție, după care a fost filmat la același eveniment unde era și Antonia. De la distracție, Alex s-a dus acasă. Nu la Antonia, ci la el, acolo unde, surpriză, îl aștepta nimeni alta decât fosta lui soție, Ana. Are o relație frumoasă.